Este o nouă zi și ce putem să facem noi astăzi decât Darius, să-l știți că pe Mara o enervează total. Adică, pe bune, când mă transform în Mara, v-am zis, Darius-l cu Mara, cred că o să fie cei mai buni prieteni, dar prieteni de aia de să tachinează în continuu, fac numai prostii din astea, adică să enervează unul pe altul super, super mult. Dar, ei bine, nu o să fie împreună, ceea ce este clar, eu nu vreau să permit asta. Scrieți-mi în comentarii voi ce credeți că, adică ce vreți de fapt să fie între ei, pentru că așa o să încerc eu să fac ceva sincer, adică dacă voi vreți să fie împreună, dar eu zic că e mai mișto să fie așa prieteni, ar fi super tare, corect? M-am făcut atunci cu Denisa, când ei erau împreună cum ar veni și știți care a fost treaba între ei. În fine, nu mai contează asta. Acum vreau să fie mai special cu Mara. Ei bine, dar să le știți că de fiecare dată o cam enervează. Mai ales data trecută când a fost el fermier în episodul trecut. A fost cam enervant, super, super enervant. Chiar mai enervat pe bune la modul cel mai serios. Iar astăzi eu m-am gândit să-i facem ceva. Ei bine, știți mai bine cum îmi făcea mie dar să le atunci când pentru 24 de ore îi spuneam eu. Da, astăzi vreau ca eu să-i spun. Bă, dar de ce sunt mă ușa? Mă, ce sunt? Mă, ce sunt? Mă, ce sunt? Bă, dar să le, bă, își pe undeva pe aici, ce faci? Vezi că s-a auzit ușa, dar înțeleg, ce încercai tu să faci, că nu te înțeleg. Dar să vorbești cu mine? Hai mă, du-te mă la tine în cameră, gata, că deja mă enervez pe bune, gata. Rafa, fii între Rafa, Rafa. Ce mai vrei, dar ce cauți așa îmbrăcat? Nimic. Ok, am înțeles. Deci vedeți cum e Darusel, deja și azi mă enervează. Ei bine, astăzi Darusel trebuie să se supună 24 de ore. Mă, ce caut ăsta, mă, paci? Bă, ce cauți, bă, că ți se vede asta? Ți se vede asta prin ușă, bă, doamne, ok, e prea enervant, ok, pentru toate treburile astea. Mă, ce tot face, mă, ăsta, mă, Darusel, crezi că nu te aud, mă, crezi că nu te aud, mă, ce ca... Mă, Darusel, pleacă, Darusel, știi că se vede capul de dragon, nu? Știi că se vede. Dar nu eu. Ok, dar să nu știu, doamne. În fine, bă, dar mă enervează pe bune. Adică vedeți că chiar mă enervează și chiar trebuie să eu fac asta. Mă, ce tot cauți, mă, ce? Dar să bă, pleacă, mă. Ok, deci eu nu pot să fac absolut nimic. Deci nu pot să vă zic pentru că doar să le vine în continuu. Ok. Mă, dar ce tot cauți, bă? Nu pot costa. Cred că o să mi iau o vacanță ceva. Cred că o să plec din casa asta. Să rețin în comentarii dacă vrei să plec. Mă, dar să le tot. Dar să le că deja mă enervez pe bune. Ok, deci dacă mai face așa, deci dacă mai face așa, mă, știi că te aud și că râzi, dar să le știi că te aud și că râzi, nu-i amuzant pe bune, adică te... Pe mine mă cheamă Renu Menu, ia Renu Menu, taca, 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 taca. Ok, Darusel, ok, deci este foarte comic Darusel, dar astăzi Darusel o să fie supus practic 24 de ore, trebuie să facă ceea ce spune Mara. Ei bine, trebuie să-l sunăm pe Darusel sub pretextul că suntem Mara, o să-l sunăm ca și cum suntem Mara, o să ne costumăm în Mara și o să ne întâlnim cu Darusel acolo la burgerii lui la restaurant. Mă, ce tot caos pe aici, Darusel, că te-au... nu e nimeni, am crezut că a venit pe aici, în fine, acum am eu vedere, de asta că practic Darusel am înțeles, venea mereu și mi-a rămas mie întipărit în creier. În fine, ne ucem la Darusel acum, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că o să fie, ce credeți că o să se întâmple astăzi pentru 24 de ore, pentru că toată ziua Darusel o să-i spună marei da pentru 24 de ore la absolut orice și vreau să-i fac cele mai așa chestii, dar știți care este faza, acum mi-am dat eu seama că știți care este faza, trebuie să-l întreb pe Darusel de anumite lucruri pentru că nu pot să-l duc în unele locuri pentru că eu nu știu tot orașul ăsta pentru că sunt nou în oraș practic, dar oricum a dus el mai multe locuri și probabil o să știu, dar acum, da, mă, ce tot caos, bă, pe aici, bă, da, ok, dar să vină înapoi, că vreau să... Bă, dar să... Bă, ce vă... Pe mine mă cheamă dragonul lui Moș Crăciun. Eu sunt dragonul lui Moș Crăciun, zăpadă și... ce mănânc burgeri. Da, dar să le... Da, nici nu te auzi bine că ți-ai pus dragonul ăsta, bă, capul de dragon, în fine. Mă, ce faci, dar să le... Ce-ți permis să-ți faci toată ziua pe aici? Mă, ce înseamnă asta, mă, da... Mă, dar să-l ce-i ăsta, ce-i ăsta? De unde l-ai furat? Să potrivea așa că era mov dragonul, cum ar veni cu ăsta, să potrivea, mă, dar de unde e ăsta? L-ai furat, mă, ce fa... Dar să-l tu ai furat ăsta? Pe nu, Rafale, fie... Mă, dar să-l vorbi... Le-am câștigat la tombolul, uite, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta! Ce câștigat la tombolul, mă, la ce tombolul? Păi era la mușchia, între, bă, eu sunt șmechirate! Am mușchia! Mâna asta, uite, stai, mâna, frumos și acum, o flutare! Da, ok, dar să le știi că nu mai este auzant pe bune, adică faci treburile astea mereu, nu ți s-a luat pe bune, gen, la modul cel mai serios. Nu, bă, Rafle, bă, dar mie mi s-a luat de tine să vii în camera mea să-mi leve, să pleacă! Da, să-i coli, dar să le, eu am venit la tine în cameră, dar să tu veneai la mine în continuu să mă sperii cum ar veni și mă deranja, eu am venit la tine sau tu ai venit la mine? Când? Hai mă, gata, dar zic, ce mai vrei, că ești nervant. Da, zic, când? Bă, gata, dar să că... Bă, porcule, bă, ce... Ok, în fine, nu mai puteam să... Hai, bye, tu 200, 200!
Bă, alo, alo, faci, bă, tu faci prea urât la Fortnite-ul ăla. Lasă-l deoparte, dar să-l du-te afară, mai ia niște aer, du-te la reta. Okay. Bă, la restaurant nu te mai duci, mă, la tine la restaurant, dar chiar dar să-l ce că. Bă, da, bă, da, hai, hai, hai că mă duc. Bun, l-am trimis pe Darisel la acolo, la magazin, la el, la restaurant, practic, foarte bine am făcut treaba asta, a funcționat planul perfect, adică nici nu mă așteptam, nici nu aveam un plan să fac treaba asta, dar vedem că l-am dus totuși acolo, acum m-am costumat și în Alice, în Alice, doamne, pardon, pardon, nu, Alice, muta chiar mă, Alice ce mai face, în fine, nu știu, scrieți-mi în comentarii ce credeți că face Alice, o să vedem, mamă, trebuie să întâlnească și Alice pe Mara, dar scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți treaba asta, când se va întâlni Alice cu Mara, chiar sunt curios, și acum, înainte de toate, hai să vedem ce o să facem, îl sunăm pe Darisel, să vedem, să ne dăm întâlnire cu el, să vedem ce o face și toate astea, dar o să fiu așa mai recalcitrantă, nu știu, o să fiu mai supărat, așa, o să-i zic, las-o, dar o să le, nu știu ce, ok, o să vedem, nu mai știu nimic, hai să-l sunăm, bă, dar o să vedem ce facem, bun, hai să-l sunăm, bă, dacă răspunde și ăsta ar fi bine, adică la unul cel mai serios, dar... Alo, 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 ho, habibi, bă, alo, așa, mă auzi, nu mă auzi, alo, a, ce faci? Alo, 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 bă, m-ai speriat, Arusele, nu ce faci, Arusele, ce faci, că te-am sunat să văd ce faci, ce faci tu acolo, că m-ai speriat, adică, pe bune. Pe fie antenă, eu sunt o bursică, fie antenă, eu lucrez la restaurantul meu și n-am. Mă, ce ești tu, bă, Arusele, termină cu prostiile astea, vorbește clar, să te înțeleagă toată lumea, ești obosit, sau ce ai spus? Da, că fie antenă, deci, eu lucrez la restaurant și eu sunt obosă, așa că lasă-mă, pa, abii. Ok, deci, bă, clasic, ca de fiecare dată, dar se lasă să când face. Deci când o sună pe, pe Mara, pardon, nu știu ce zic Aliza, în fine, când o sună pe Mara, dar se lasă să când face de fiecare dată, când face toate treburile astea, dar se zice, nu știu ce, toate chestiile astea, adică toate prostiile și îi închide așa dintr-o dată din senin, nu știu care e faza de acolo, dar se de ce face așa, dar v-am zis, o să fie ei cei mai buni prieteni, dar prieteni de ea, mă, toxici, în trei, deci fac toate drăcile de să nebunesc de toate astea, uitați-vă la dar se, mă, ce facem asta, dar să o țin să nu mă vadă că vin din partea asta, să mă vadă să vin și eu așa, ceva de genul din partea așa, ok. Ta la 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 la. Bă, alo, bă, Darisel, Darisel, alo, Darisel, 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 bă, mă bacis, Darisel, mă bacis, Darisel, Darisel, știi că, pe lasă că mă duci, te spune el, mami, hai, pa, nu mai vreau să te, ok, mă, bă, uitați, bă, ce faci, bă, ce tu faci, da, uitați-vă puțin la Darisel, adică, pe bune, nu înțeleg care, uitați, bă, dar chiar se comportă, ok, chiar merită, astăzi să-mi spună, da, pentru 24 de ore, să-i spună, marei, chiar merită, uitați-vă la el, pe bune, adică, nu, n-am nimic de spus, sincer, adică deja e foarte enervant, la modul cel mai serios. Așa, mă, Darisele, în sfârșit mă vorbești și cu mine, mă, ce tot faci tu, Darisele, că nu te înțeleg, ce alergi așa din jur împrejur pe aici, Darisele, și nu mă bagi în seamă, ce, tu te crezi amuzant, Darisele? Fac adrenalină, hai, hai cu mine, adrenalină, 1, 2, 3 și, 1, 2, 3 și, hai mai repede, mai repede, hai. Darisele, ți-am spus că ești foarte ciudat, ești foarte, foarte, foarte ciudat, dar la secundă, la fiecare secundă, în plus, tu ești din ce în ce mai ciudat, Darisele, nu te înțeleg. Mă, ce ai tu, Darisele, că ești enervant. Ok, nu-mi pasă, ok, deci vino aici, vino. Ok, da, bine, bine, Darisele, fii atent. Da, de ce nu m-ai sunat? Darisele, mă, ce cau, mă, dă asta la parte, Darisele, că scoți niște sunete cu sabia asta, dă, lasă că nu știu să ții, nu știu să ții, sabia asta e grea pentru tine, Darisele, adică, pe bune, hai să vorbim, mă, Darisele, vino afară, fii atent, că vreau să spun ceva, Darisele. Darisele, tu mănânci apă? Nu. Ok, gata, mă, că mi-e nervos, tu știi ceva? Și astăzi vreau să-mi faci pe plac. Vreau să-mi spui de fiecare dată să spui da. La tot ce spun eu, tu să spui da toată ziua. Ok, da. Deci eu să mă mai cu tine, da. Darisele, tu ești, bă, Darisele, tu nu știi să vorbești cu o fată. Eu trebuie să te învăț să vorbești cu o fată, Darisele, ca după să te duci tu să vorbești cu niște fete, chiar eu trebuie să te învăț, Darisele, eu chiar, tu chiar nu știi nimic cum să te comporți, Darisele. Je m'appelle Darisele le probleme le fornat. Darisele, ok, deja mă enervez, ok. Deci fii atent, pentru prima oară, Darisele, vreau ca de fiecare dată, fiecare dată când mi-e foame și vin aici la restaurant, tine să-mi dai pe gratis, de fiecare dată, orice, oricât comand, să-mi dai pe gratis. Da, pe bune, ia du-te tu de aici, bă, ia, ok. Alo, ești ultima ficioasă, lasă-mă, bai, piciorul meu m-a lovit. Aha, vezi, Darisele, ce se întâmplă dacă nu te supui mie, ai spus pentru 24 de ore că să-mi spui da.
tu ce faci? Pleci? Fugi? Uite că te-ai lovit acum, ha! Ok, fetele, da! Da, ok, da! Tu ce mai vrei? Ce să mai vreau? Păi, dă-te mâncare, dar să că mi-e foame, gata, dă-te mâncare, ce să mai vreau altceva? Păi, ia, vine, ia și mânica! Dar să-l, tu, păi fii atent, dacă ai face așa, o să te duc într-un loc și, fii atent, vină, dar să-l, vină după mine, fii atent, dar să-l, du-mă, unde e apă pe aici, dar să-l, unde e apă? Pe acolo, uite, scrie de pește, ce e acolo? Acolo, acolo! Acolo, tăi, ia apă pe aici, e de pește, de toate astea, mă, dar să-l, hai să vedem în partea, dar, acu e mașina asta, dar să-l? Da, e a mea, de ce? Este a ta mașina? Ok, mă, în fine, mă, cum e de că e mașina ta, dar să-l, tu aveai o mașină verde? Nu, dar nu, că na, chirifiatele, ia zi ce vrei, ia uite, ia. Cât de tare e aici, dar să-l, wow, câte locuri sunt pe aici, câte chestii sunt pe aici, mă, ce, comandă burger, comandă, dar să-l, ăștia să fac concurență ție aici, a? Ce, ia, stai, da. Pescar, înțeleg ce vrei să spui, să propui, nu am nicio problemă să pui aici amenzi pentru clienți, dacă ei chiar vor cumpăra pește mai mult de la mine, poți să începi să pregătești pașul oricând vrei și frumoasă să ai. Bă, dar cum adică, bă, dar tu cu cine ai vorbit de aia, cicea? Bă, fii antenă, bă, asta nu mai vine la Alice. Alo, dar însel, cine e Alice? Și în primul rând, mă, dar însel, mă, termină, mă, vorbește normal, dar însel, că mă enervezi, adică, vrei să te înțeleg, nu mai țipa așa, dar însel, și vorbește normal, că nu impresionezi pe nimeni dacă tu încerci să nu știu ce, dar însel, pe bune, hai, zi. Ok, și fii antenă, este numai vina lui Alice. Ce, am înțeles asta, și cine e Alice? Nu știu, noi la baie. Hei, ce faci așa? Hei, gata, dar să le fii atent. Acum că am ajuns aici, trebuie să-mi spui da pentru 24 de ore. În primul rând ți-am zis, n-ai vrut să-mi dai mâncare. Ok, te pedepsesc. Vino aici, dar să le fii atent. Pentru 24 de ore, vreau ca... Du-te aici, dar să le du-te aici și spune da, spune da. Aruncă-te, nu te arunc eu, dar să le te arunc singur, ok? Da? Stai, mi-e frică și vreau să mă ții tu de mâine, ok? Termină cu prostiile astea, spune da și sari. Ia du-te, tu da ce? Cât de fraier ești, doar în sine. Ok, pentru asta lasă, că o să vezi, doar în sine, câte chestii o să-ți mai fac eu ție, că tu ești neastă împărat. O să vezi, doar în sine, ești foarte nesimțit, ok? Așa, dar să-l fii atent. Te-am adus aici pentru că în zona asta sunt foarte mulți oameni și fii atent. Pentru că tu ești nesimțit, foarte nesimțit, o să vreau să-ți iei bătaie de la oameni. Ei bine, dar să-l, tu faci mereu porțul ăla mereu, dar să-l, acum vreau să treci pe lângă un om de aici. Mă, lasă-mă sabia asta, mă, dar să-l, mă, ce... Ok, gata, hai, bată-la, ok, hai. Hai, dar să-l, la. Făcut pe mine căcuța și am dat pe bărbatul ăsta, i-a făcut babuci tot. Cât de căcuță? M-a căcut pe mine. Ce zis? Mă, tu ești nesimțit, copile, ai probleme cu capul? Du-te și învață cartele astea, prostiile astea, că nu sunt de aceea, e fârtă și nici nu e cu noate. Pleacă mai repede până în... Stai! Dar să gata, termină. Mă, dar să nici măcar n-am apucat să termin totul de vorbit, dar să că tu te-ai și dus, mă, dar să chiar așa de ușor e. Da. Dar să gata că nu mai ești amuzant. Acum asta a fost amuzant pe moment. Acum când îmi faci mie așa, nu ești amuzant absolut deloc, dar să puta ce să zic să mă lată, să le fac odată ține sau ce? Da, fii atent. Ba, gata, dar să le dar să cred că tu chiar ai făcut patie de frică. Și mai așa, dar să gata, calmează-te odată, mă, copile, ești copil, ce mai faci? Copil, din lume tu ești. Ce? Ok, bine, pa. Da, ok, azi văzut care e faza cu Darusel. Ce să-l mai pune să mai fac acum? Ei bine, fiți atenți, vreau să mai facem un chestie. Autobuz! Alo, Mara, Alice, ăsta, Denisa, adică Mara, vino! Mă, Darusel, poți să termine odată și să-l mai faci așa în continuu? Gata, Darusel, poți să vorbești? Normal, gata, termin! Darusel, vrei să-ți faci ceva și mai rău de atât? Nu, gata, deci fii antenă, eu vreau să vii cu mine, că fii antenă. Eu am găsit un, cum se numește, un Subway, cum se numește, un metrou. Mă, ce Subway, dar să le ai mâncare, tu te duci la Subway, jocul ăla, Subway Surfer, mă, da, și ai venit aici în stație de metrou.
ce? Fii atent, Darusel. Bine că m-ai adus aici, Darusel. Fii atent. Vreau să-mi dai toți banii tăi pe care îi ai în cont aici. Deschide conturi și toți banii pe care îi ai, tu vreau să-mi dai, ok? Ok, ia! Și aia ce sunt din partea cealaltă, Darusel? Ia, lasă-mi în pace! Așa, Darusel, stai puțin, tu ai un restaurant. Nu e restaurantul tău? Nu ai mai mulți bani? Ei, dar nu fii antene, mi-ai să dau toți banii, să dau toți banii din ATM! Păi da, nu ai bani pe card! Nu trebuie să ai toți banii pe card, nu acolo ți intră! Ba da, dar fii antene, eu nu ia pe card, i-am în alt card! Da, Darusel, ok, păi și adu-i și celălalt card! Nu, îmi pare rău, pa! Darusel, ai spus ceva, trebuie să spui da pentru 24 de ore, ai uitat de fiecare dată, dacă nu spui, păi fii atent, Darusel, dacă nu spui... Ok, așa mai zicem și eu, dar... Ia! Foarte frumos, și ia ce sunt acolo, Darusel? Ce? Asta ia și păștia, hai să mâncăm! Ok, Darusel, deci fii atent, dacă nu o să te impui mie, nu o să te supui practic la ceea ce o să spun eu, Darusel, pentru 24 de ore astăzi, ei bine, vreau să spun că o să te muți din oraș și trebuie să spui da. Deci fii atent, spune dacă o să te muți din oraș și dacă nu te mai impui la ceea ce o să fac eu astăzi, Darusel, o să te muți și casa ta o să fie casa mea. Ok, gata, uite, ieși păștia, stai, uite, ieși păștia și păștia și lasă-mă, bă, cine își va întâlnă, fii atent, uite-o bucata. Așa, ce? Darusel, dacă mai zic... Vrei să fugi din oraș, vrei să pleci din oraș, Darusel, ok? Bine, aici vreau, bă, deja mă enervează, Darusel, uitați-l la el, ok, dar știți care este vazul, uite, m-am umplut de bani foarte frumos, practic, banii vin mie, Darusel nu știe că banii vin mie, eu m-am umplut de bani, uitați-vă câte chestii mi-a dat Darusel pe aici, foarte multe chestii, ei bine, mie mi s-a părut interesant, nu știu ce-și mai putea să mai fac acum, sincer, cred că o să mergem acasă în parte, de fapt, nici nu știu pe unde am putea să mergem, ce am putea să mai facem pe bune, adică nu știu exact, sincer, ce aș putea să mai fac, dar nu mai gândesc eu la chestii, aș mai vrea să mai fac o chestie, așa, nu știu, da, exact, să-i fac o farsă, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-i facem o farsă într-un alt episod, o farsă specială, adică farsă făcută nu de mine, ci de Mara, practic să fiu costumat în Mara, să-i fac o farsă lui Darusel, în fine, altceva, nu știu, mă mai gândesc și mai vedem ce aș mai putea să mai fac astăzi, pentru că chiar nu mai am absolut nicio idee, scrieți-mi în comentarii dacă pentru dățile următoare aveți voi niște alte idei, că sincer acum nu mai știu exact ce am putea să mai facem, deci am fost prin locurile alea, prin parcul de distracții, nu știu dacă am putea să mai facem. Pe mine mă cheamă Darusel și eu ție îți dau Mara un tablou cu niște portocale că n-am găsit cu măr. Ok, foarte amuzant, Darusel, adică nu, no, bă, uitați-o puțin, nu știu ce are în creier, Darusel, de ce așa, dar, sincer, chiar e amuzant, dar e enervant, asta e treaba, nu știu, scrieți-mi în comentarii ceea ce credeți voi despre el, nu știu, mă mai duc acum, mă mai gândesc, uite, dacă mai avem ceva de făcut, dacă nu o să-i facem un prank special în alt episod și vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii că chiar vreau să țin cont de părerea voastră, să facem ceea ce voi doriți și mai mult acolo, scrieți-mi în comentarii și o să mă uit și acum să vedem dacă mai găsim ceva să mai facem, deși nu știu exact, sincer, da, ok, s-a făcut și nu. Noapte, cam atât. Mie cam somn, sincer, dar... Darusel, fii atent, te-am adus aici pentru că ai uitat ce nu mi-ai făcut la început, ți-am zis să-mi aduci burger, Darusel, și de data asta, dacă nu-mi dai mâncare de la tine de la restaurant, ai uitat, deci Darusel, știi că ți-am zis acolo la metro, acolo ți-am zis că dacă o să spui nu la ceva, dacă nu te impui practic la ceea ce o să spun eu, Darusel, nu o să te supui practic, o să ai de suferit și o să te muți din oraș, așa că ai face bine să te duci acolo, în bucătărie, să-mi aduci cel mai șmecher meniu și o să mănânc, ok? Darusel, nu te face că te-ai încăști. Ce? Alu? Ok, bine, hai. Mamă, ce mult doare capul. Ok, deci mi se pare că e mai ok decât a fost până acum. Ok, mi se pare foarte, foarte bine. Hai că ne punem acum lejer. Deci ne aduce Darusel mâncare. Cam atât, cred că o să fie. Nu știu exact dacă o să mai fac ceva. Cred că o să luați lejer. Pentru că vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți. Adică ce ați vrea să-i facem. Vreau să-i fac o farsă sub pretextul că o să fiu Mara. Să-i facem o farsă super, super tare. Și vreau să-mi scrieți ce farsă vrei să-i facem. Nu știu, vă dau eu așa o idee, ceva de genul ca să creadă ca și cum că Mara vrea să fie împreună cu el, să nu știu, să facă ceva, să se căsătorească, un prank, ceva, sau să pară ca și cum că Mara a murit. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vrei să facem ca și cum Mara moare. Mara este gata. Ok, stăm aici foarte. Dacă tot a plecat, să plec și eu că nu mă. Că nu. Dar
Ce? Uite ăsta, sunt vino, hai mâncarea, nu era da, mă, aleu. Uite, ai fiatră, ți-am adus două omulete, ți-am adus un burger special pentru care e din, este desată specială, okay. Un milkshake, un coconut drink și fie antenă, așteaptă aici, pam. Ok, deci deja mă enervează, dar simt ce vede că de-a adus foarte multe chestii, dar mă enervează, dar în serio, cum vorbește și așa, să crede el superior, să crede el șmecher cu o fată, nu știu care e faza, cum să crede el așa de șmecher, dar în fine, ceea ce contează e cam că e amuzant, ok? Și am făcut niște chestii, adică au fost amuzante, dar vreau să-i facem o farsă care, pe care să nu o uit, dar scrieți-mi în comentarii, chiar o idee bună asta, să moară Amara cum ar veni, să creadă că a murit, ok? Ok, de fie atât, Amara, eu vreau să dau ție două gogoși și una, două, și fie atât, uite, o înghețată, uite, lapte. Mamă, dar să-l dau foarte multe chestii, mi-a adus și am zis să-mi aduci doar un meniu și mi-a adus tot asta, ok, dar să-l îți mulțumesc foarte mult. Fie atât, stai, pu, așa, și două bolete. Ia pleacă, mă, dar aici, dar să-l cămine, dar deja și cu asta nu o să-ți mai meargă, că nu mai am nevoie de altele, ok, eu mănânc acum. Bune, de ce mănânci ca mine așa, jocul, dar să-l mă copiez cumva, dar să-l, las, asta nu mă mai copiez, că tu n-ai așa ceva, hapa, dar să-l mersi, pa. Da, am înțeles care e faza cu Darusel. Ei bine, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-i facem farsa. De-am zis eu, a fost o zi minunată. Chiar mi-a plăcut sincer, adică nu că mi-a plăcut neapărat, dar au fost niște faze interesante, amuzante, să râdem și chestiile astea. Dar scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să facem în felul următor, să facem ca și cum Mara a murit și Darusel să creadă că a murit, să vedem ce reacție o să aibă. Sau scrieți-mi voi dacă aveți o altă farsă acolo în comentarii, vreo idee bună. Scrieți-mi acolo în comentarii și o să vedem ce o să facem. Ce a făcut ăsta? Da, cu Darusel se pare că deja de fapt el a murit. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.